Ișvan Kovac a fost delegat să arbitreze la centru meciul dintre Newcastle și Paris Saint-Germain, din cadrul etapei a doua a grupei F din Champions League, care este programat pentru miercuri de la ora 22. Arbitrii asistenți au fost delegați Vasile Florin Marinescu și Ovidiu Artene, iar al patrulea oficial va fi Marcel Bursan. Aceasta este prima delegare a lui Ișvan Covaci în grupele celei mai importante competiții intercluburi din Europa din acest sezon. Însă, în preliminariile Champions League, arbitrul român a mai fost delegat să conducă meciurile dintre Panathinaikos și Olympique Marseille, terminat cu scorul de 1-0 în turul al treilea preliminar, și fece Copenhaga Racău, terminat cu scorul de 1 la 1 în play-off. Această delegare internațională vine pe fundul scandalului iscat de către arbitrul român pe plan intern, în urma meciului pe care fosta campioană CFR Cluj l-a câștigat pe teren propriu contra petrolului Ploiești cu scorul de 1 0. În acea partidă, Iștvan Kovac a fost acuzat că nu a acordat două lovituri de pedapsă lupilor galbeni. În ediția precedentă de Liga Campionilor, Iștvan Covaci a fost delegat de 5 ori, începând din faza grupelor. A condus 3 meciuri din grupă, unul din optimi și unul din sferturile de finală ale competiției.